Da, e vorba din calculele noastre de câteva zeci de milioane de euro costul pregătirii președinției și derulării președinției. Sunt bani, așa cum spuneau și ceilalți interlocutori, care vor contribui inclusiv la promovarea imaginii României, dar care bani trebuie să ne permită și să pregătim și partea administrativă, partea logistică. N-am intrat aici în detalii, dar va fi o componentă logistică importantă. Să vă dau un exemplu. Guvernul viitor, și eu prefer să lăsăm guvernul viitor decizia, noi vom pregăti analize de oportunitate cu diferite scenarii în acel plan de acțiuni. Guvernul viitor va trebui să decidă dacă va organiza toate consiliile informale, pentru că pentru fiecare Consiliu de Ministri vor exista reuniuni informale în statul membru care asigură președinția. Deci va trebui decis dacă organizăm toate consiliile informale la București, în capitală, sau dacă le organizăm și în alte locații, în altă locație sau în alte locații din țară. Asta presupune, dacă o facem și în alte locații din țară, presupune costuri suplimentare, pentru că trebuie asigurată partea logistică pentru a primi câteva sute de oameni, deci delegații care vor însemna sute de participanți, dar presupune, înseamnă pe de altă parte și o oportunitate de a promova și alte zone din țară decât Bucureștiul. Vă amintesc, vă